Jignii Grosolane după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor România, un caracter jalnic, egocentric, după trei luni pe care le-a petrecut în Republica Dominicană, Alin Chirilă a fost eliminat de la Survivor România 2023. Chiar înainte să părăsească competiția, războinicul a fost protagonistul unui scandal de zile mari. Din cauza comportamentului impulsiv față de un alt coleg, fostul concurent a fost taxat aspru, iar în cele din urmă a ajuns să fie eliminat. După ce a părăsit competiția, Alin Chirilă a fost aspru judecat de către cei de acasă. Mesajele care circulă în mediul online la adresa concurentului cu banderola albastră sunt extrem de dure. Luptătorul MMA a fost acuzat chiar și de faptul că ar fi mincinos. Alin Chirilă s-a dovedit a fi unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2023. Pe data de 19 aprilie, luptătorul MMA a fost eliminat din competiție. El a intrat în cursa de eliminare alături de Carmen Grebenișan, iar în urma votului celor de acasă a ajuns să fie eliminat. Însă, nu a părăsit competiția oricum, ci într-o tensiune de nedescris, fiind protagonistul unui conflict de proporții. Totul a început de la Robert Moscalu, care și-a pierdut bandana. Acesta a fost sfătuit să ia alta de la Alin Chirilă sau Andrei Crișan, moment în care robot și-a jignit colegii, făcându-i orfani. Alin Chirilă nu a tăcut prea mult, iar în cele din urmă a explodat. Cum te-ai gândit tu să ne faci pe mine și pe Crișan orfani? Cum pa mea să zici tu despre noi așa ceva, în condițiile în care ambii noștri părinți trăiesc? Cum să-ți permiți tu așa ceva, a spus Alin Chirilă la ProTV. Nu era suficient faptul că a fost jignit în emisiune și pedepsit pentru că a reacționat dur la adresa colegului său, însă, acum, Alin Chirilă este nevoit să suporte și criticile venite din partea fanilor. Internauții au dat starul unui val de reacții răutăcioase la adresa fostului supraviețuitor de la ProTV. Un mitoman, agresiv acesta Alin Chirilă. Un sportiv în stare să încerce să-și elimine adversarii prin orice mijloace nesportive străin spiritului de sportiv, de luptător. Un caracter jalnic, egocentric, gata să calzi pe cadavre pentru a-și atinge scopul personal. Un narcisist ce are senzația că soarele răsare când iese el gol să facă baie în ocean. Mare dramă că a fost eliminat de public din concurs. Nu își poate înghiți înfrângerea. Dar mai ales, nu poate înghiți faptul că a fost învins pe trasee, aproape de fiecare dată, de către cel mai bun concurent din această ediție Darius Danursa. Câțiva susținătorii recomandă să încerce și la o emisiune culinară. Eu, una, nu i-aș da cuțit pe mână. I-a ajuns maceta. Deci și de acolo pică, au fost doar câteva dintre comentariile internauților din mediul online la adresa lui Alin Chirilă.